14 iunie, Ioan 8, de la 2 la 11 Dar, dis de dimineață, a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus învățătorule, Femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșa prea curvia. Moise în lege ne să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cel mai bătrâni, până la cel din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, Femeie, unde sunt părășii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cine este fără păcat? În aceste versete aflăm într-adevăr misiunea Domnului nostru Isus. El nu a venit să judece lumea, ci să caute și să salveze ce era pierdut. Aici găsim o femeie prinsă în precurvie de farisei și cărturari. Au adus-o la Isus și pândeau să vadă ce va face El. Va vorbi El împotriva legii? Moise doar a dat ordin să fie omorât cu pietre curvare și precurvare. Atunci avea un argument împotriva lui și de aceea l-au întrebat. Tu, dar, ce zici? Isus le-a dat un răspuns potrivit la care nimeni nu s-a așteptat și acest răspuns i-a străpuns pe toți în inimă. Cine dintre voi este fără de păcat să arunce cel din cu piatra în ea? Iisus s-a plecat și scria cu degetul pe pământ, dar acei acuzatori au ieșit unul după altul afară și când el iară s-a ridicat, Rămânsese singur cu femeia. Deci nici unul din părători nu a fost fără de păcat. La întrebarea lui Isus dacă nimeni nu a condamnat-o, ea a răspuns, nimeni, Doamne. Atunci Isus i-a putut spune, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Aici iarăși avem ceva de învățat de la Isus. El, cu cuvintele lui, nu a adevărit păcatul, fiindcă El venise în lume ca să elibereze pe oameni de păcat. Și este foarte important să putem pricepe aceasta. Mulți văd în Isus doar pe acela care iartă păcatul, dar El a făcut cu mult mai mult. El nu iartă numai păcatul, dar și eliberează de puterea Lui. Așa a spus și femeia acestea, du-te și nu mai păcătui. El nu intenționează să condamne pe păcătos și îl vrea să ierte pe păcătosul care se căiește și să-l pună pe calea neprihănirii și noi trebuie să vedem lucrurile la fel. Sigur că trebuie să le spunem oamenilor adevărul, fiindcă adevărul convertește și eliberează, dar finalul străduinților noastre trebuie să fie ca oamenii aceștia să ajungă pe calea bună și să iasă din viața de păcat și să intre într-o viață cu Dumnezeu. Împotriva păcatului trebuie să o luăm poziție fermă, dar pe păcătos să l ducem la mântuire, la Hristos. Acolo este locul unde primește ajutor. La o gură care propovăduiește adevărul este neapărat necesară o inimă iubitoare. Numai așa putem cuceri inimile oamenilor. Și tu poți veni cu păcatul tău la Isus. El vrea să te ierte și să te elibereze.